NBA Junior, competiția ligii de basket nord-americane destinată elevilor români din clasele 1-4, a adunat vineri la București, în arena de basket de lângă sediul federației, peste 300 de copii de la școli din județele Argeș, Dâmbovița, Prahova, Ilfov și municipiul București. Prezenți au fost și elevii școlii gimnaziale Sfântul Iacob din Câmpul Lung, coordonați de profesorul Marius Brătulescu, care vor participa astfel la această competiție majoră. Totodată, Joshua, capitanul echipei noastre, a extras din urnă formația sub numele și în echipamentul căreia echipa școlii Sfântul Iacob va evolua în Junior NBA România Sud. Școala gimnazială Sfântul Iacob din Câmpul Lung. O singură variantă, dar vrem să vedem că a fost introdusă bila corect acolo. E, tu ce zici? Ești mulțumit? Foarte! Foarte, normal! Denver Nuggets, campionii antitră, sunt cei care ajung în draft la școala gimnazială Sfântul Iacob din Câmpul Lung. Draftul organizat la București a fost coordonat de Vladimir Radmanovici, jucător cu 15 sezoane în NBA, campion mondial în 2002 cu Naționala Iugoslaviei. NBA Junior este un eveniment global fundamental pentru promovarea basketului, a valorilor sportului și a celei mai importante competiții din lume. Mă bucur să vă avem alături de noi în sala de basket. Recunoaștem panourile, jucați basket? Bravo! Și unde ne dorim noi să ajungem? În NBA! Oh, bravo! Și fetele? Au și fetele WNBA? Da, bravo! Bravo! Pentru că ne dorim și visăm să ajungem în NBA, pentru că am început să jucăm basket, NBA a venit către voi. NBA din Statele Unite ale Americii a venit cu echipament, a venit cu un sistem de competiție, a venit cu profesorii și Ministerul Educației și cu ambasadorul nostru NBA. Știți cine este ambasadorul? Vladimir. Cine? Vladimir Radmanovici. Basketul intră în școală, NBA, cea mai importantă competiție sportivă de pe glob. A venit pentru copiii noștri astăzi aici. Competiția va cuprinde 136 de meciuri care vor avea loc până pe 1 iunie 2024, însă cu programul complet al echipei noastre vom reveni în jurnalele viitoare. Toate cheltuielile aferente competiției Junior NBA România Sud vor fi suportate de către Federația Română de Basket și NBA. Junior NBA România Sud, acesta a fost evenimentul. Îi mulțumim încă o dată din suflet lui Vladimir Radmanovici, ambasador Junior NBA, pentru faptul că a fost alături de noi. Vă mulțumim și dumneavoastră, atât copiilor, cât și profesorilor, cât și părinților, pentru faptul că ați venit alături de noi pentru acest eveniment care deschide programul Junior NBA și în partea de sud a României, după ce a fost deschis în partea de nord, în orașe precum Cluj sau Timișoara. Și sperăm să aveți parte de meciuri cât mai disputate și care să vă facă să iubiți din ce în ce mai mult basketul și să îl practicați la nivel cât mai înalt în continuare.